Pace și mă binecuvinteze. Pentru dimineața aceasta doresc să citim un cuvânt, o versete care se găsesc scrise în 1 epistola lui Petru, de la versetul 1, de la capitolul 1, începând cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Amin. Este un har că Dumnezeu ne-a mai dăruit o zi și că putem fi din nou împreună la părtășie și doresc cu ajutorul Domnului pentru timpul care ne stă înainte să privim la acest cuvânt și să avem câteva învățături cu privire la ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Cuvântul spune aici în versetul 4 că am fost chemați și pentru noi s-a pregătit o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate vesteji, care este păstrată în ceruri pentru noi. În această zi doresc să privim preț de câteva minute la moștenirea pe care Domnul Isus ne-a făgăduit-o și la această promisiune deosebită pe care Dumnezeu o face în cuvântul Său, atât în pasajul acesta, cât și în alte pasaje în care vom privi promisiunea a lui Dumnezeu că a pregătit ceva pentru noi în veșnicie. Și ceea ce era pregătit, cuvântul numește aici o moștenire și caracterizează această moștenire deosebită. Și spune cuvântul aici că este nestricăcioasă, nu există ceva care să se strice acolo, să se degradeze, este neîntinată, adică nu este atinsă de vreun păcat, de vreo nelegire, fără de lege. Acolo nu există păcat și nu există consecințe ale păcatului, deci este neîntinată, spune cuvântul aici. Știm că este veșnică, după cum și Dumnezeu este veșnic. Și noi vom moșteni viața veșnică și moștenirea aceasta nestricăcioasă și neîntinată, de asemenea, este veșnică, este nepieritoare, nu există vreo degradare acolo. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 6, versetele 19 și 20, vorbește despre prioritățile pe care noi trebuie să le avem în viață și despre lucrurile pe care trebuie să le urmărim și spune acolo, strângeți-vă comori în cer, acolo unde nu le sapă hoții, nu le fură hoții și nu sunt afectate, nu sunt mâncate de molie și de rugină. Există această caracteristică a împărăției lui Dumnezeu care nu poate fi afectată, care nu poate să aibă de suferiți și să sufere prejudicii, care nu se degradează, care nu se strică și toate lucrurile acestea sunt pregătite pentru noi. O moștenire nestricăcioasă, neîntinată, o moștenire veșnică, păstrată în ceruri și pregătită de Dumnezeu pentru noi. Apoi vrem să privim la faptul că cel care dăruiește împărăția este Dumnezeu. Cel care ne dăruiește moștenirea aceasta este Dumnezeu. Și în dragostea Lui, El dorește să ne dăruiască această împărăție. Ioan, capitolul 14, versetul 1, Domnul Iisus vorbește acolo despre promisiunea pe care El o face, spunându-le ucenicilor să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc. După ce vă voi pregăti locul acela, mă voi întoarce să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Avem această făgăduință și această promisiune că Domnul Iisus ne pregătește locul acela. Noi încercăm să ne gândim, noi încercăm să pătrundem și să ne imaginăm locul acela, dar aș vrea să vă spun că cu gândirea noastră limitată nu putem să înțelegem decât niște lucruri, pot spune,
la o dimensiune mică, la o scară mică, a ceea ce va fi dincolo, în veșnicie. Lucruri deosebite, minunate. Lucruri pe care mintea omului astăzi nu le poate înțelege și nu le poate percepe în totalitate. Există în Scriptură câteva imagini, câteva ferestre prin care noi putem să privim la ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit în veșnicie, dar nu putem înțelege în totalitate și nu putem percepe ceea ce va fi acolo și locul acela deosebit în care va fi slava lui Dumnezeu, în care va fi plinătatea Domnului Iisus Hristos și îl vom vedea pe El așa cum este, așa cum spune Apostolul Ioan într-una din epistolele sale. Vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Ne îndrăznim să ajungem acolo și vrem să medităm în această dimineață și să ne aducem aminte privind la aceste cuvinte, la ceea ce spune Petru aici cu privire la moștenirea aceasta. Moștenirea aceasta este pentru noi, este pentru oameni și noi putem avea acces în împărăția lui Dumnezeu și putem dobândi această moștenire. Domnul Iisus Hristos spune în Luca, capitolul 12, versetul 32, adresându-se ucenicilor, nu te teme, turmă mică, căci Tatăl vă dăruiește cu... Să vedem exact cum scrie. Luca, capitolul 12, cu 32. Cuvântul spune, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Deci, Domnul Iisus Fiul lucrează pentru pregătirea acelui loc care este dăruit cu plăcere de Dumnezeu Tatăl, împărăția lui Dumnezeu veșnică și nepieritoare, pregătită pentru oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu. Și în această dimineață vrem să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să îi mulțumim încă o dată pentru moștenirea pe care El ne-a pregătit-o. Domnul Iisus lucrează la locul acela. El promite ucenicilor că va merge în cer și acolo ne va pregăti locul. Nu știu exact ce înseamnă această pregătire, nu știu exact cum lucrează efectiv Domnul Iisus la această pregătire, dar El ne promite și ne-a promis prin cuvântul Său că această moștenire este pregătită de El și locul acela deosebit este pregătit de El. În lumea aceasta ne minunăm de multe lucruri pe care le putem vedea și care sunt făcute de mâna omenească, cu diferite proiecte, cu diferite materiale mai scumpe, mai deosebite, mai rezistente și ne minunăm de construcții, ne minunăm de lucrurile pe care vedem că de lucrurile făcute de mâna omenească și ne bucurăm și privirile noastre sunt încântate când privim diferite lucrări, diferite lucruri făcute cu înțelepciune, cu iscusință, cu dibăcie de oameni. Însă locul acesta este pregătit de Domnul Isus. Și acum ne punem o întrebare retorică. Dacă oamenii pot să facă lucruri deosebite și fac lucruri deosebite și frumoase, de care ne bucurăm să privim sau să locuim sau să vizităm anumite locuri unde vedem că înțelepciunea omenească și-a pus un impact deosebit. Oare cum este locul acela? Pregătit nu de cei mai buni meșteri, nu de cei mai înțelepți oameni, ci pregătit de însuși Domnul Isus Hristos. Medităm la asta și ne gândim la asta și dorim locul acela. Și pentru că noi îl dorim și pentru că este pregătit pentru oameni, vreau în continuare să vedem cum putem ajunge acolo și ce trebuie să facem ca nu cumva să ne abatem de la destinația noastră. Mai întâi aș vrea să privim și să vedem ce trebuie să facem ca să moștenim locul acesta, să moștenim această moștenire nestricăcioasă și neîntinată, cum spune Petru în primul capitol din întâia sa epistolă, de unde am citit, și care este păstrată, care nu se poate veșteji și este păstrată în ceruri, pentru noi. Mai întâi, doresc să privim la faptul că fiecare dintre noi, orică dorim, orică nu dorim, nu alegem noi, dar se întâmplă în viața tuturor oamenilor care s-au născut și se nasc și se vor naște pe pământul acesta. Noi ne naștem deja cu o moștenire.
Doar că nu e o moștenire din aceasta, cum este scris aici în Petru, nestricăcioasă, neîntinată, nepieritoare, o moștenire deosebită. Nu e moștenirea aceasta. Noi ne naștem cu un alt fel de moștenire, pentru că am moștenit și moștenim păcatul adamic. Spune cuvântul că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul a intrat în lume, a intrat în omenire prin căderea primului om, prin căderea lui Adam. Și după ce a intrat păcatul în moștenire, în lume, toți oamenii care s-au născut de la Adam până la noi și care se vor naște, moștenesc acest păcat adamic, această natură păcătoasă. Printr-un singur om, spune cuvântul, a intrat păcatul în lume și toți oamenii au păcătuit prin faptul că au moștenit această natură păcătoasă și aceste instincte păcătoase de a face rău, de a face fără de lege, de a face nelegiuire. În altă parte spune Apostolul Pavel, căci în păcat m-a zămislit mama mea. Toți am moștenit păcatul adamic, așadar, noi avem o moștenire. Trebuie să recunoaștem și să înfruntăm realitatea aceasta. Avem o moștenire păcătoasă, o moștenire a păcatului, care aduce în viața noastră o trăire în păcat, care ne depărtează de Dumnezeu și care, dacă nu este îndepărtată, dacă nu scăpăm de această moștenire veche, care vine tocmai de la Adam, care are o istorie atât de îndelungată, dacă nu scăpăm de moștenirea aceasta, urmează să primim plata sau să suferim consecințele acestei moșteniri. Ori plata păcatului este moartea. Nu numai moartea aceasta fizică a trupului și aceasta, dar este vorba și de moartea veșnică. De moartea veșnică, de despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna. Aceasta este plata pentru păcat, pentru fără de lege. Și acum, ce este de făcut? Primim moștenirea aceasta. Fără să vrem noi, fără să alegem noi. Nu avem nicio posibilitate omenească. Nimeni nu poate spune că el a făcut un contract și a cedat moștenirea aceasta altcuiva și a scăpat de această moștenire unui alt om sau unei alte persoane. Noi avem o singură posibilitate de a scăpa de această veche moștenire. Ori pentru aceasta Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, în lume, tocmai ca să ne despovăreze, ca să ne dea posibilitatea de a intra într-un legământ cu El, de a face un contract, putem spune, cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Și făcând legământul acesta, să putem să scăpăm de această moștenire, pentru că moștenirea aceasta a păcatului a fost luată de Domnul Iisus Hristos pe crucea din Golgota. El spune cuvântul, a luat asupra lui toate păcatele noastre. În altă parte spune în Corinteni, prin Apostolul Pavel, că Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi. El a venit să ridice această moștenire a păcatului. Dacă primul Adam, dacă Adam care a păcătuit în grădina Edenului, ne aduce și prin el dobândim această moștenire a păcatului, prin noul Adam, prin Domnul Iisus Hristos, avem posibilitatea de a moșteni viața veșnică, pentru că el nu a păcătuit niciodată și pentru că el n-a fost născut prin l-a moștenit păcatul adamic, pentru că s-a născut de la Duhul Sfânt. De aceea aș vrea mai departe să vedem harul lui Dumnezeu și să vedem dovada dragostei și bunătății și iubirii lui Dumnezeu față de noi oameni, care ne dă posibilitatea de a scăpa de moștenirea aceasta veche și de a primi o altă moștenire. Renunțarea la o moștenire, lepădarea sau izbăvirea de lucrurile acestea vechi, de moștenirea păcatului și dobândirea
harului vieții și dobândirea moștenirii acesteia nepieritoare și nestricăcioase, păstrată în cerul pentru noi. Vreau să vedem și să privim la ajutorul, la mâna întinsă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi și pentru întreaga omenire. Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. El a luat chip de om și spune cuvântul că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Ca să putem fi moștenitori și să moștenim împărăția lui Dumnezeu, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de un statut. Avem nevoie de o identitate. Și anume, avem nevoie de statutul de fiu. Avem nevoie să devenim fii ai lui Dumnezeu. Dacă ne naștem ca fii ai păcatului, moștenind păcatul adamic, vine Domnul Iisus Hristos și ne spune că prin El noi trebuie și putem să ne schimbăm această identitate de fii ai păcatului și putem deveni fii a lui Dumnezeu. Și sunt câteva versete pe care aș vrea să le citesc în direcția aceasta. Mai întâi, din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3, versetul 26. Căci toți sunteți fii a lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus. Prin credința în Domnul Isus Hristos, crezând în jertfa Lui, noi suntem și devenim fii al lui Dumnezeu și nu mai suntem fii ai păcatului. Și moștenirea aceasta păcătoasă, prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi suntem izbăviți de ea și putem moșteni viața veșnică. Apoi versetul, tot din Galateni, versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Iarăși se face referire la identitate și la ceea ce se întâmplă în urma legământului a botezului sau a contractului spiritual pe care noi îl putem face cu Dumnezeu prin botezul în apă. Și versetul 28 explică mai bine: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Dacă suntem al lui Hristos, suntem moștenitori prin făgăduință. Și apoi, versetul 7, tot din Galateni, din capitolul 4, iarăși se vorbește despre identitatea noastră, despre felul în care noi putem să devenim copii al lui Dumnezeu, fii ai lui, și despre posibilitatea pe care Dumnezeu ne-o dă în direcția aceasta. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ca să fim moștenitori prin Dumnezeu, trebuie să avem acest statut de fiu al lui Dumnezeu sau de copil al lui Dumnezeu. Să fim ai lui. El ne dă această posibilitate. Nu numai prieteni, nu numai apropiați al lui Dumnezeu, ci fii al lui Dumnezeu. Un statut deosebit de important, de care, de ce să nu recunoaștem? Adeseori nu suntem conștienți și nu realizăm dimensiunea, măreața acestor cuvinte și cât de deosebite sunt aceste cuvinte care sunt valabile pentru noi, să fim fii al lui Dumnezeu. Revin la ceea ce cuvântul spune în Ioan, capitolul 1, versetul 11, despre lucrarea Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul acolo și repet că Domnul Iisus a venit la ai săi, la poporul Israel, adică, și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, prima dată trebuie să-L primim în viața noastră pe Domnul Isus. Și după ce-L primim în viața noastră, se întâmplă ceva. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, să-L primești pe Domnul Isus înseamnă să crezi în numele Lui. Și după ce crezi în numele Lui, prin credință în numele Lui, să ai dreptul, le-a dat dreptul, spune acolo, să se facă copii a Lui
Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Prin această identitate, noi putem să dobândim moștenirea aceasta veșnică și neperitoare. Să avem parte de moștenirea vieții veșnice. Acum, în privința moștenirii pe care Domnul Iisus ne oferă și după ce am văzut că avem nevoie de această identitate, de a fi fii al lui Dumnezeu, de a fi copii al lui Dumnezeu, după ce am văzut dragostea destul de deosebit de mare și măreață a lui Dumnezeu pentru oameni și El, pentru că ne-a iubit atât de mult, a făcut tot posibilul prin Domnul Iisus Hristos, a venit în ajutorul nostru, a murit Domnul Iisus pe cruce, a suferit, a înviat, s-a înălțat la Tatăl și asta pentru ca noi să avem această posibilitate de a deveni copii sau fii al lui Dumnezeu. Dovada dragostei supreme a lui Dumnezeu manifestată în Domnul Iisus Hristos. Noi dobândim această moștenire veșnică și neperitoare sau intrăm în moștenirea aceasta încă de pe pământul acesta. Noi putem fi siguri de moștenirea aceasta încă de pe pământ. Și nu există altă posibilitate ca după ce nu o să mai fim în viață să facem anumite lucruri sau să facă alții pentru noi și să dobândim moștenirea vieții veșnice și a slavei viitoare și ceea ce va fi dincolo. Nu există altă posibilitate decât pe pământul acesta. Și putem spune că moștenirea aceasta are o dimensiune pământească, o dimensiune care se desfășoară pentru oameni în viața de pe pământ și o dimensiune veșnică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu în momentul în care suntem născuți din nou prin apă și prin Duh, datorită lucrării cuvântului Dumnezeu și a Duhului Sfânt în viața noastră și în urma credinței noastre, devenim fii al lui Dumnezeu, devenim copii al lui Dumnezeu. Și în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, noi deja intrăm în moștenirea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit și suntem siguri de lucrurile viitoare. Și chiar dacă lucrurile acelea nu le vedem în sens fizic și nu am ajuns încă acolo, există o nădejde care este adusă în inima noastră și nădejdea aceasta față de ceva care nu se poate vedea, pentru că ceea ce se poate vedea nu poate fi nădăjduit față de ceva ce nu se poate vedea. Nădejdea aceasta ne leagă și spune cuvântul într-o împrejurare că nădejdea aceasta este ca o ancoră sau, altfel spus, ca un punct de legătură, ca un sprijin. Un sprijin pentru noi că vom moșteni lucrurile pregătite de Dumnezeu în veșnicie. Intrăm din viața aceasta în împărăția lui Dumnezeu și ne bucurăm de anumite lucruri care cuprind sau care au de-a face cu moștenirea aceasta despre care mi-am propus în această zi să vorbesc. Și va veni ziua în care vom intra în dimensiunea veșnică a acestei moșteniri pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o, a împărăției lui Dumnezeu. Și pe pământul acesta, Dumnezeu, în dragostea Lui, în bunătatea Lui, ne dă anumite bucurii, anumite frânturi, anumite momente speciale și deosebite. Din moștenirea aceasta nepieritoare și nestricăcioasă, neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi, ne oferă anumite lucruri, anumite crâmpeie, anumite firmituri, am putea spune, și momente deosebite din ceea ce va fi dincolo. Și în sensul acesta, mai privim la un verset, tot din epistola lui Pavel către Galateni, Galateni 4, versetul 6, pentru a vedea modul în care Dumnezeu ne descopere, ne dă din lucrurile care sunt pregătite în împărăția sa.
Versetul 6 din Galateni, capitolul 4. Și pentru că sunteți fii, avem acest statut de fiu, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Sfânt, care strigă Ava, adică Tatăl. În altă parte, spune că Duhul Sfânt este ca o arvună. Arvuna este ceva dat înainte. Și Dumnezeu ne dă, pentru că suntem fii, ne dă și Duhul Sfânt care strigă Ava, adică Tată. Este o arvună pe care Dumnezeu ne-o dă înainte ca noi să ne bucurăm și să pătrundem mai mult și să putem să înțelegem cum va fi această moștenire pe care Dumnezeu a păstrat-o, o păstrează în ceruri pentru noi și o pregătește. În altă parte, cuvântul spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Există niște lucruri care caracterizează împărăția lui Dumnezeu. Ori prin Duhul Sfânt, noi putem să primim și primim dragoste și bucurie, care sunt două din roadele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne ajută să trăim în neprihănire și trăind în neprihănire, noi experimentăm ce înseamnă să faci parte din împărăția lui Dumnezeu și să ne dăm seama cum va fi dincolo. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Revin și spun că în împărăția lui Dumnezeu intrăm de pe pământul acesta. Dumnezeu ne descoperă încă din viața aceasta anumite lucruri, anumite momente care prezintă ceea ce va fi dincolo. Însă ceea ce va fi dincolo va fi văzut de noi la adevărata splendoare și la adevărata glorie și dimensiune în momentul în care vom ajunge acolo. De aceea, în final, îndemnul meu este de a ne lupta să nu ne întoarcem la vechea moștenire. Pentru că în momentul în care noi devenim fii ai lui Dumnezeu, în momentul în care noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu, încă de pe pământul acesta, în dimensiunea aceasta pământească, și așteptăm ceea ce ne-a pregătit Domnul pentru veșnicie și moștenirea aceasta pregătită în ceruri pentru noi, există o luptă care continuă să se dea. Cel rău dorește și se luptă pentru asta, ca să ne întoarcă și să ne facă să ne întoarcem la vechea moștenire. Spune cuvântul prin Domnul Iisus Hristos că El va dori și se va lupta și va vrea să înșele chiar și pe cei aleși. Adică pe cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu, care au primit acest statut de fiu și sunt moștenitori împreună cu Dumnezeu. Asta se luptă diavolul să facă și asta face. Și realitatea este că privind în jurul nostru, vedem atâtea persoane, atâtea suflete care nu s-au luptat, care au renunțat, care au fost ispitiți, care au fost ademeniți și momiți de cel rău și amăgiți în diferite moduri și care astăzi s-au întors la vechea moștenire. Dumnezeu să-i scoată de acolo. Ne rugăm pentru, și fiecare dintre noi avem cauze de rugăciune în sensul acesta. Oameni care s-au întors la Dumnezeu, au mers pe calea Lui, au devenit copii fii ai Lui Dumnezeu, dar care s-au întors la moștenirea aceasta păcătoasă și la aceste fapte ale nelegiuirii și ale păcatului. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să ne luptăm din toată inima. Privim în această zi la făgăduințele Lui Dumnezeu, la această promisiune, că El a pregătit ceva deosebit pentru noi, ceva ce mintea noastră nu poate percepe și nu poate înțelege în totalitate. Doar anumite lucruri, doar anumite frânturi putem să înțelegem și putem să cunoaștem și să percepem din Scriptură, dar în totalitate, cu mintea noastră limitată, cunoaștem în parte, spune Pavel în Corinteni 13, și așa este, cunoaștem în parte, dar când va veni cel desăvârșit, atunci vom cunoaște pe deplin, spune cuvântul. Ne așteaptă această moștenire. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Avem statutul de fii, de copii al lui Dumnezeu. Un statut binecuvântat de Dumnezeu. Să fim fii ai celui preanalt, să fim copii de Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne dea putere prin Duhul Sfânt să putem să ne luptăm
și să nu ne întoarcem la vechea moștenire, la moștenirea păcatului. Să nu lăsăm neprihănirea, să nu lăsăm pacea, să nu lăsăm dragostea, să nu lăsăm bucuria în Duhul Sfânt, să nu renunțăm la lucrurile acestea și să ne întoarcem la nelegiuire și la păcat și la moștenirea aceasta păcătoasă. De multe ori, unii nu mai privesc în Scriptură, nu mai privesc prin credință, nu mai au nădejde aceasta lucrurilor pregătite de Dumnezeu, chiar dacă cândva s-au întors la Dumnezeu. Și văd lucrurile lumii, văd slava lumii, văd lucrurile acestea pe care poate lumea să le ofere, lucruri vizibile pentru care nu trebuie să ai nădejde, pentru că le vezi și sunt la îndemână, sunt aproape. Și așa de ușor, mulți se întorc la aceste lucruri păcătoase și la vechea moștenire. Apostolul Pavel vorbește în a doua epistolă către Timotei, versetul 4, capitolul 4, de la versetul 7. Spune el, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, nu numai mie, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pavel privește la ceea ce îl așteaptă, la moștenirea vieții veșnice și la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru el și nu numai pentru el, spune el, ci pentru toți cei ce iubesc venirea Domnului Isus. Privește Pavel prin credință, cu nădejde pe care o avea, la ceea ce Dumnezeu i-a pregătit dincolo și la această cunună, această răsplată a neprihănirii sau în contextul în care am vorbit astăzi, la această moștenire nestricăcioasă și nepieritoare păstrată în ceruri pentru noi și pentru Apostolul Pavel. Și privește Pavel la răsplătirea aceasta și spune el, m-am luptat pentru aceasta. Am înțeles că trebuie să mă lupt. Am înțeles că trebuie să mă lupt lupta cea bună a credinței. Am alergat și mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. O luptă permanentă prin Domnul Iisus Hristos de a alerga, de a păzi credința ca să putem apuca viața veșnică, ca să putem moșteni lucrurile viitoare. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în această dimineață. Avem acest statut de fiu și de moștenitor. Și Dumnezeu ne-a pregătit prin Domnul Iisus Hristos o moștenire nestricăcioasă și nepieritoare, neîntinată, veșnică, păstrată în ceruri pentru noi. Domnul să mărească nădejdea în inima fiecăruia dintre noi, să privim mai mult la lucrurile acestea și privind la ele, să ne alegăm inima de cer și de lucrurile viitoare, de Dumnezeu și de slava Lui, de prezența Lui Dumnezeu care ne leagă, ne așteaptă acolo, luptându-ne și dându-ne toate silințele să ajungem acolo și să nu pierdem ceea ce Domnul ne-a dat și ceea ce Domnul a făcut în viața noastră. El ne iubește și dragostea Lui ne ține tare și ne ține tare și ne ține în picioare. De aceea Domnul să ne ajute să mergem înainte în împărăția lui Dumnezeu și să putem dobândi viața veșnică, neabătându-ne de la alergarea aceasta, de la drumul acesta, luptându-ne lupta cea bună a credinței și neîntorcându-ne la lucrurile păcătoase și la vechea moștenire. Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți să fim fii și să fim și moștenitori împreună cu Dumnezeu în viața veșnică. Amin.